Slovenia începe testarea în masa populației. Campania demarată se bazează pe teste gratuite și care pot fi efectuate în mod facultativ, iar autoritățile slovene speră ca măcar un sfert din populația de doar 2 milioane de locuitori să se testeze înainte de Crăciun. Potrivit unui secretar de stat din cadrul Ministerului Sănătății al Sloveniei, campania a pornit cu obiectivul de a controla răspândirea virusului, reducerea numărului de persoane spitalizate și numărul de decese înregistrate din cauza noului SARS-CoV-2. Oamenii din Slovenia nu sunt obligați să se testeze, însă dacă aleg să facă acest lucru, rezultatul le este comunicat prin telefon într-un interval de doar 15 minute. Dacă o persoană a fost confirmată cu COVID-19, atunci va primi și un set de instrucțiuni clare împreună cu rezultatul. În Primul val al pandemiei, Slovenia s-a numărat printre țările mai puțin afectate. Lucrurile s-au schimbat însă în ultimele luni, când țara a început să se confrunte cu rate de infectare ridicate. La o populație de doar 2 milioane de locuitori, Slovenia a confirmat aproape 108.000 de cazuri de coronavirus. Peste 2.400 de oameni au murit după ce au fost infectați cu SARS-CoV-2.